Ieri, fica mea, Andreea, în vârstă de 15 ani, m-a întrebat care este cea mai mică carte pe care o am. Am întins mâna aici și am zis asta. Am mai multe cărticele de genul ăsta, multe zeci de astfel de cărticele care mi-au rămas de la tatăl meu, care predica în fiecare duminică în biserici baptiste și se inspira în predicile sale din astfel de cărticele care intrau ilegal în România pe vremea lui Ceaușescu. Am întors-o și iată titlul, Smerenia. Nu avem date despre editarea broșurii. Cunoaștem doar titlul și autorul, e vorba de Andrew Murray, probabil un pastor și scriitor sud-african din secolul al XIX-lea. Și prima frază după prefață este următoarea: trei sunt pricinile pentru care trebuie să fim smeriți. Întâi ca făpturi ale lui Dumnezeu, al doilea ca păcătoși și al treilea ca unii care suntem chemați la sfințenie. După ce m-a întrebat care e cea mai mică carte pe care o am, Andreea m-a întrebat care e cea mai mare carte pe care o am. Iată-o! Omagiu pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu din 1973, când am împlinit 55 de ani. Sunt o droaie de mesaje de felicitare, de apreciere, de recunoștință. Și tovarășul este numit cel mai de seamă bărbat al țării, cel mai strălucit comunist, cel mai vrednic fiu al poporului. Să vă citesc și un mesaj. Întruniți în adunarea generală. Mecanizatorii SMA Crazna adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde sentimente de recunoștință pentru devotamentul și abnegația cu care conduce destinele poporului român în nobila misiune de construire a societății socialiste multilaterale dezvoltate pe teritoriul patriei noastre. Cu ocazia împlinirii a 55 de ani, viață consacrată slujirii intereselor poporului. Aceste sentimente prin noi și puternice rădăcini în inimile noastre față de cel mai iubit fiu pe care l-a dat acest popor. Da. O carte mică, o carte mare, e exact invers. Cartea asta, cărțoiul ăsta, e un cărțoi mizerabil, un nimic, un zero, un simulacru. Nu ne încântă cu nimic, nu ne e de folos cu nimic. Cărticică? O, nu. Asta e, de fapt, o carte mare. Ca valoare, ca sfat pe care l-am citit deja, trei sunt pricinile pentru care trebuie să fim smeriți. Întâi ca făptura ale lui Dumnezeu, al doilea ca păcătoși și al treilea ca unii care suntem chemați la sfințenie. O carte, un film, un site. În seara asta, la 21:30, pe canalul TV 1000, este filmul Poveste din Bronx, realizat în 1993, cu Robert De Niro și în regia lui Robert De Niro, care evocă epoca adolescenței sale. Cineva spune că reconstituirea epocii e impecabilă, susținută sonor de o selecție perfectă de hituri ale perioadei. TV 1000, 21:30. Și un site, hotnews.ro. Eu intru în fiecare zi, de câteva ori pe zi, să coleg informații. Iată
o informație de la amiază. Scandal la procesul Mineriada, sute de persoane s-au prezentat la primul termen, sala este neîncăpătoare pentru părțile civile citate, peste 1400 de oameni sunt așteptați să se prezinte la proces, fiind citați ca părți civile. Astăzi urmează să înceapă judecarea în cameră preliminară a dosarului Mineriada din 13-15 iunie 1990, în care fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul director SRI Virgil Măgureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanității.